Nu mai am loc să desenez. Stai, mi-am folosit toate foile? Oh, nu, nu mai pot să desenez. Mama! Ești ok, scumpo? Am rămas fără foi. Stai liniștită, privește! O să dau cu fierul de călcat pe foaie și cerneala o să dispară. Wow, vrăjitorie! Acum pot să desenez. Mersi, mama! Nicio problemă, scumpo! Haide, desenează ceva frumos! Uită-te la păpușa mea, mami! E drăguță, draga mea! M-am plictisit acum! O să mă joc cu ursulețul ăsta, în schimb! Of, m-am săturat și de el! Vrum, vrum! Of, vreau jucării noi! Ce se întâmplă? Șt, mami, urăște zgomotele! Nu ai un buton de oprire sau ceva de genul? Bine, ia cheile de la mașină! E ok, du-te! Mă gândeam eu că o să meargă! O să fie atât de distractiv! Wow! E atât de lucioasă! Și e doar a mea! Nici măcar nu am carnet! Puneți-vă centura, o să mergem cu viteză! Siguranța contează! Să o facem! Vrum! Wow, sunt cea mai bună șoferiță din lume! Titit, dați-vă din calea mea! Titit! Wow! Bună! Ia uite ce mașină am eu! E uimitoare! Ești ok, scumpo? Ah, ok. Am înțeles. Ce mașină elegantă! Aș fi vrut să am o astfel de mașină. De-aș fi putut face ceva. Ha? Ce-i aia? E o mașinuță de jucărie? Cred că e ziua mea norocoasă! Pot să-i dau lui Annie? Dar trebuie să o conducă pe undeva. Știu ce să fac. Pune un tricou alb pe o suprafață plană. Folosește o carioca neagră ca să desenezi o linie curbată. Fă asta pe tot tricoul. Desenează o a doua linie creând un drum. Acum desenează marcajele de pe drum. După aceea începe să colorezi drumul. Vei să ocolești marcajele de pe drum? După ce ai terminat, ar trebui să obții așa ceva. E timpul să pornești motorul! Hei, Annie! Am ceva pentru tine! Dar asta nu e tot! Wow! Un drum! E uimitor! Vrum, vrum! E ca un mic masaj! E grozav, mamă! Asta e cea mai rapidă mașină din lume! Ia uite! Huh? Ups! E ok, scumpo! E doar o mică durere de spate! Ahem. E atât de umilitor! Ups! E deja dimineață? Trezire, doamnă! Scuze în privința florilor! În fine, cu ce ați dori să vă îmbrăcați? Nu știu! Cu niciuna dintre ele! Excelent, doamnă! Astea sunt frumoase! Nu! Oh, câți clipici! Nu, nu plac! Poate mergem pe ceva mai simplu? Nu! Am nevoie de un job nou! Vin acum, doamnă! Aoleu! O să mă doară mai târziu! Astea sunt toate hainele din casă! Nu! Serios? Stați puțin! Poate merge să folosim ochelarii ăia VR! Trebuia să mă fi gândit la asta mai din timp! Nu vreau să joc nimic! Puneți-vă ochelarii! Cine a stins lumina? Stați așa! Oh, asta e elegantă! În sfârșit! Nu-mi place! Normal că nu! Astea sunt simpatice! Cum arăt? Superb! Mersi! Poți să pleci acum, vreau să dorm! Poftim? E o glumă? Urăsc cocoșul ăla! Of, sunt atât de obosită! Cred că trebuie să mă trezesc! Ce miroase așa? Ce scârbos! Eu eram! Cu ce să mă îmbrac azi? Doar atât? Asta-i tot ce am? Un tricou? Și iar o gaură? Trebuie să mă îmbrac cu ceva! Se pare că trebuie să mă mulțumesc cu asta! E atât de nedrept! Aș fi vrut să am o nouă garderobă! Ce-i aia? Hei, am uitat de treaba asta! Poate așa merge să-mi găsesc o nouă ținută! O să fie super!
E drăguț asta? Ceva un pic mai casual. Ce urmează? Oh, îmi stă bine în roșu! Ce păcat că n-am niciuna dintre hainele astea! Doar tricoul ăsta vechi! Știi ceva? Chiar e distractiv! Wow! Wow, mamă! Uită-te acolo! Ce e, scumpo? Uii! Sucul ăsta e bun! Ah, e gol! Trebuie să-mi iau altul! Să mergem, mamă! Ok, dar să ne grăbim! Ah, ce frumos e să stai jos și să te relaxezi! Sucul ăsta chiar e gol! Voiam să-l gust! N-are nimic, scumpo! Poate am cum să te ajut? Am niște apă! Apa e plictisitoare! Ah, ok! Știu! Am niște sirop de căpșune! Pot să-l pun în apă! Să nu vadă Annie! Cred că ajunge! Mamă, ce faci? Vreau suc! Am încercat! Viața e atât de crudă! Stai! Cred că știu ce să fac! Pot să folosesc cutia asta de suc! O să o tai în două și apoi o să pun apa în interior! Annie nu o să afle niciodată! Eh, merge! Annie, ăsta e pentru tine! Serios? E grozav! Mersi, mamă! Nici o problemă, scumpo! Ador să am propria piscină! Uite-mă cum înot! Iu, ce greu a fost! Ar trebui să o iau mai ușurel! E atât de cald! Trebuie să mă răcoresc! Poftiți, doamnă! E o glumă? Ce e aia? E apă! Unchiule, avem o problemă! Vreau o băutură răcoritoare! Mă ocup! Nie-nie. Betty merită tot ce-i mai bun! Cel mai proaspăt suc de portocale! Imaginează-ți cum e să-i oferi apă! Stai liniștită, Betty! E ridicolă situația! Poftiți, doamnă! De ce a durat atât? O să-i spun mămicii mele! Servirea e groaznică! Deci, asta e casa mea! Wow, e imensă! Știu, stai jos! Wow, ai atât de multe jucării și mulți bani! Tu ce ai? Nu e ceva atât de impresionant! Asta-i tot? Da, e maimuțica mea! Aoleu! Uite ce de genți! Ești atât de norocoasă! Sunt uimitoare! Wow! Da, am nevoie de o geantă nouă în fiecare zi! Vreau să mă uit mai atent! N-am mai văzut niciodată atât de multe genți! Sunt atât de frumoase! Oh, uită-te la asta! Ce faci? Nu te supăra! Dă-mi aia! E extrem de scumpă! Uite ce urme de degete! Eu am doar punga asta de plastic. N-am niciodată chestii drăguțe. Ah, oare ce-o fi în cutia aia? Unde te duci acum? Ia uite ce de chestii tari! Sunt doar niște gunoaie. Aș putea folosi cutia asta? Stai puțin! Ia uite ce ghiozdan nou am eu! Oh, l-ador! De unde l-ai luat? Îl vreau! Ia-l! Vai, e cel mai tare! E preferatul meu! Mersi mult! Poate vrei să facem un schimb? Trebuia să mă gândesc că e o șmecherie. Presupun că așa e corect. Dar nu sunt încântată. Poftim, poți o iei pe asta. Pe bune? Ia ta! Oricum, eu l-am pe ăsta. Nu încape pe raft? M-am răzgândit. Annie? Era chiar aici. Bețule? Ce sus poți să sari? Oh, nu! Ce-am făcut? Sunt un monstru!
veni? Mamă, uite cum arată ursulețul meu! Oh, nu-ți face griji! Știu ce pot să fac! Am nevoie de niște scotch transparent. O să tai o bucățică. Apoi o să colorez cu un marker roz. Vreau să o acopăr complet. Apoi voi lipi un pai pe mijloc și voi plia scotch-ul peste el. Apoi voi sufla în pai. Un balon perfect! O să-i cipesc capătul pentru a-l sigila. Am făcut mai multe baloane de diferite mărimi. Acum pot să le lipesc între ele. O să folosesc un pix corector ca să desenez pe scotch. Încep cu un cerc mare. Apoi o să-l hașurez cu alb. După aceea o să desenez ochii și apoi nasul și gura. O să fie super drăguț! O să-i lipesc urechi din hârtie în vârf. Uită-te cum arată! E super moale și drăgălaș! Oh, Annie! Uite ce am aici! Wow, e adorabil! Vreau să-l strâng în brațe! Poftim, dar nu prea tare! Iu! Ești cel mai bun prieten al meu! Hai să ne jucăm! Mi-e greu să ai copii, știm! Dar suntem aici pentru a te ajuta! Îți arătăm câteva trucuri uimitoare pentru a-ți face viața mai ușoară! Nu trebuie să ne mulțumești! Cu asta ne ocupăm! Îmi place nuanța asta de fard de obraz! Ah, mă sună cineva! Trebuie să răspund! Alo? Ah, bună! Serios? Nu pot să cred! Pac, pac, pac! Ah, mama vorbește la telefon! Vreau și eu să fac asta! Ha, serios? Trebuia să fi văzut! Ok, ne auzi mai târziu! Pa, pa! Mă simt om mare, dar am nevoie de un telefon adevărat! N-ar trebui, dar nu pot rezista! Crima perfectă! Ah, fetița mea frumoasă! M-a prins! Retrage-te, retrage-te! Dar nu renunț! Încetişor! Ah, ai nevoie de puțină pudră, Annie! Te gâdi? Drăguț, mama! Bun, mai încerc o dată! Ah, vrei să mă îmbrățișezi? Ce drăguț! Aveam nevoie de asta! Da, exact asta făceam! Devine ridicol! Mami, trebuie să se pregătească! N-am cum să ajung la telefonul ăla! Arăți bine! Trebuie să-mi iau mănușile! Aha! Nu e deloc atentă la mine! Trebuie să mă mișc rapid! Trebuie neapărat să luăm prânzul împreună! Uite-le! Ce moi sunt! Sună bine! Ups! Annie? Nu! O să te prind! Wow! Cum ai făcut asta? Sunt atât de dezamăgită de tine, Annie! Îmi pare rău, mama! Nu te poți juca cu telefonul meu! Stai puțin! S-ar putea să existe o soluție! Am o idee genială! Cutia asta e fix ce-mi trebuie! Să trecem la treabă! O să încep cu un pătrățel de carton! O să desenez rapid ceva! Conturul unui telefon! Mă simt ca un artist! Acum voi adăuga câteva detalii. Astea vor fi tastele. Până acum arată bine. Apoi o să desenez ecranul. Acum voi face același lucru aici. Asta va fi cealaltă parte a telefonului. Mă bucur că nu-mi tremură mâna. Acum trebuie să le decupez. Ce ușor a fost! O să întorc invers piesele astea două. Acum o să am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. O să adaug lipici pe margine. N-am nevoie de foarte mult. Apoi folosesc o bucată de carton ondulat. O să pun peste lipici. Asta va fi partea laterală a telefonului. O să înfășor de jur împrejur, fix așa. Deasupra pot lipi cealaltă bucată de carton. O să fac același lucru și cu celelalte elemente. Începe să prindă contur. Trebuie să le unesc. Am o balamă mică, din metal. E perfectă! O să lipesc în interiorul cartonului. Îl ajută să se desfacă. Ca un telefon adevărat. Acum trebuie să-l colorez. Folosesc un pix corector pentru asta. Apoi colorez marginea cu un marker roz. Îl întorc și fac același lucru pe partea cealaltă. Dar nu e gata. O să lipesc deasupra un pisoiaș drăguț. Am tăiat o gaură în zona ecranului. O să bag o imagine înăuntru. Cred că am terminat. Abia aștept să-i arăt lui Annie. Uite ce am aici. Hai să mai încercăm o dată. Alo? Vrei să vorbești cu Annie? Wow! Nu-mi vine să cred! E pentru tine! Glumești! Wow! E genial! Am de dat un telefon important! Ar fi bine să răspundă! Bună, Annie! N-o să-ți vină să crezi ce zi am avut! O să râzi garantat! Povestește-mi tot! Hei, hei! Putem lua un câine? Păi și hamsterul tău! Asta nu s-a terminat bine! Sau peștele tău? A rezistat doar o săptămână! Nu, îmi pare rău, scumpo! Nu?
distrugi viața! Urăsc locul ăsta! Calmează-te! Cu ce se mai poate juca? Sigur îi plac jucăriile ei! Ca să aibă un animal de companie imaginar! Vezi? Un cățeluș de carton! Ham, ham! Ce? Oh, e pentru mine? Wow! E prietenul meu cel mai bun! Wow! Un cățeluș! Cartonul a fost soluția potrivită! Zboară, cățelule, zboară! Aha, la ora 5? Se rezolvă! Sau e mai bine la 6? De fapt, te sun eu înapoi! Asta nu e biroul meu? Nu! Acum e lumea lui Barbie! Super! Voi lucra din cealaltă cameră? În sfârșit, puțină liniște și pace! Mamă! Asta e ascunzătoarea mea pentru Barbie! Poți să pleci? Asta e o zonă fără Barbie? În sfârșit, am multe de făcut! Ce e asta? Mamă, nu te supăra! Ce? Gata, du-te în camera ta! Ce rea ești! Du-te! Să ne amintim cine plătește ratele aici! Aha. Nu vine să cred! Unde ar trebui să mă joc? Aha. Stai puțin! Ce mai e acum? Annie, te rog, nu plânge! Nu! Uite ce ai făcut! Nu are unde să se ducă! A rămas pe străzi, a? Mi-a venit o idee! Dar mai întâi tăiem! Folosește un model ca acesta! Apoi pune-l în picioare așa! Rulourile de prosoape de hârtie le țin bine! Uite o ușă! Folosește un șnur aici pentru a crea mecanismul! Vezi? Apoi închide-o așa! Iar pentru Barbie vom folosi roz aprins! Steagurile îl fac să fie special, nu-i așa? Annie, uite ce ți-am făcut! Un castel? Așteaptă! Ta-da! Intră! Bine ai venit acasă! Acum, am ceva de lucru! Ah, unde rămăsesem? Alo? Da, deci marți! Intră acolo, scumpă! Wow, frumos castel! Hei, ce clip mișto! Oh, nu! Mâine suntem în 16? Nu se poate! Oh, cum e posibil? Nici măcar nu am început să învăț! O să stau trează toată noaptea! Oh, nu-mi vine să cred! Să vedem! Oare ni s-au predat chestiile astea? Ok, înmulțit cu 7! Pot să fac asta, haide! E corect? Nici nu gândesc limpede! E un A sau un 12? Scumpo, iar înveți până târziu? Aprinde lumina! Gă! Opa! Cred că a sărit siguranța! Nasol! Stai, am o idee! Vezi paharul ăsta din carton? Desenează multe inimi pe el, de toate mărimile! Uite așa! Încă una aici jos! Gata! Acum decupează-le! Perfect! Continuăm! Desenează o altă inimă pe acest cerc! Mare de data asta! Apoi, ai ghicit! Îți amintești paharul? Pune piesa circulară deasupra! Așa, super! Vezi cum poziționez cartoanele astea? Fă o mică gaură aici! Apoi bagă un pai în poziție verticală. Împinge-l astfel încât paharul să stea așa. Bun! Acum vin luminițele! Să nu cazi! Și avem lumină! A comandat cineva o lampă de birou? E lumină? Nu se poate! E super tare! Și face inimioare pe pereți! Mulțumesc! Sigur! Încă mai am câteva probleme de rezolvat. Mașina a terminat deja? Super!
O, nu! Stai! Ăia sunt pantalonii mei? Și bluza ta! Dragă, mă tem că am vești proaste! S-au micșorat? Mă simt groaznic! Se mai întâmplă accidente? Crezi că o pot purta drept rochie? Nu merge! Sau poate că da! Ai o cutie veche prin preajmă? Cu tăieturile potrivite se poate schimba situația! Să ai un zbor plăcut, scumpo! Bună, mamă! Stai, Luna! Nu! Aterizare de urgență! Ți-am cumpărat un rucsac nou! Cool! Îmi place! Și este roz! Ești cea mai tare! Yay! Wow! Vom fi cei mai buni prieteni! Ce ceai bun, nu? Am și fursecuri! Vrei o gură? Delicios! Deci, cum spuneam... Oh, vrei să facem schimb? Minunat! A fost odată ca niciodată! Woohoo! O, nu! Rucsacule! Unde ești? Ha? Ce-am făcut? Zi, idiotă, cuvânt! Grr! Cel mai bun prieten al meu! Mamă! Aha! Grăbește-te, Annie! Aha! Mama o să fie tare supărată pe mine! Pot să iau cutia asta? Este un fel de rucsac! Marcare! Wow! Ok, sunt gata! Te sun eu înapoi, Annie! De ce nu-ți folosești rucsacul? A dispărut, bine! L-a luat cântul! E numai vina mea! Oh, dragă! Stai! Insigna ta! Am o idee genială! Mă întorc imediat! Uite, forma unui cap de pisică! Mult mai bine, culorile îi vor da viață! Așa nimeni nu va ști că este din carton! Gata! După ce s-a uscat, fă-i câteva trăsături! Ce drăguță e! Nu uita de mustăți și de o fundă! Acum partea din spate! Aplică lipici cald pe toată marginea! Apoi pune o bandă de carton! Apoi partea de sus! Oh, Annie! Uite ce ți-am făcut! Poșeta e pentru mine? E atât de drăguță! Îmi pot pune în ea multe lucruri! Și toate pixurile mele! Ura! E timpul să mergi la școală! M-am abținut mult! Era să iasă urât de tot! M-a cam stropit! Dar știu cum să opresc treaba asta! Am nevoie de o foaie de hârtie igienică! O voi pune în vasul de toaletă! Gata cu stropitul și fără fundul ud! Ah, ce ceașcă bună de cafea! Cel mai bun mod de a începe ziua! Scuze, dragule, sunt disperată! Faceți loc! Cineva se grăbește! Cred că voi aștepta! Ce? Ce s-a întâmplat? Copii, ha? Mult mai bine! Am terminat! Piu, pute! Ce-am mâncat? Stai, nu mai avem odorizant! Era fix ce-mi trebuia! Ne, va fi bine! Mi-am terminat treaba aici! Ce se întâmplă acolo? Este a voastră! În sfârșit! Blea! Poți să te duci tu primul? Nici gând! Țin la sănătatea mea! Miroase atât de urât! Cum poate un om să producă un așa miros? Te ustură nările! Trebuie să vezi asta, dragă! Bleah! Ce disgustător! Eww. Trebuie să o curățăm! Oh, putem folosi ăsta! E gol! Stai așa! Știu ce trebuie să fac! Să începem! Voi avea nevoie de săpunul lichid! Îmi trebuie și un bol! Voi adăuga săpunul în castron! Ne trebuie mult! Cred că e suficient! Acum am nevoie de gelatină! O voi presăra în castron! Exact așa! Perfect! Apoi voi adăuga bicarbonat de sodiu! E ca și cum ai face un tort! Deși nu cred că ar fi gustos! Vreau să miroasă bine!
Așa că voi stoarce paste de dinți în castron. O să fie mentolat amestecul. Cred că am pus tot. Trebuie să combin ingredientele. Voi folosi un bețișor de înghețată ca să le amestec. Arată bine! Acum voi turna totul într-o seringă. Voi strânge capacul. Cred că este gata. E timpul să curățăm toaleta. Vei avea nevoie de asta! Totul e sub control! Voi aplica amestecul în interiorul toaletei. Voi face mici moțuri. E ca și cum ai glazura un tort. Să folosim culori diferite. De aceea am folosit săpun și pastă de dinți diferite. Ok, e timpul să tragem apa. Miroase! Wow, e un răsfăț al simțurilor! Nu, pleacă de aici! Grăbește-te, scumpo! În sfârșit! Bună, tată! Serios? Vezi asta, nu-i așa? Mac, mac, micuțule! Trebuie să te curățăm! Stai! Faci pipi? E atât de scârbos! Te-am avertizat în legătură cu asta? Și cu mirosul ăsta? De la mine vine! Trebuie să iau săpunul! Aici era! Miroase a nucă de cocos! Ups! E un obiect alunecos! Vino înapoi! Crezi că pot scăpa, hă? Începe să devină enervantă treaba asta! Mami! Vino încoace! Ce s-a întâmplat, Justin? Săpunul este răutăcios! Îmi tot alunecă din mână! Ce ar trebui să fac? E o problemă! Trebuie să găsesc o soluție! Stai așa! Știu ce să fac! Mai întâi am nevoie de un săpun și de o răzătoare! O să rad săpunul! Voi aduna răzătoarea într-un bol! Îmi trebuie multă! Rad cam jumătate de săpun! N-ar trebui să dureze mult! Acum topesc răzătura! Apoi voi lua popitul lui Justin! Voi turna săpunul lichid în popit! Mai sunt multe de făcut! Voi avea nevoie de uscătorul de păr! Îl folosesc pentru a întări săpunul! E nevoie de un jet rapid! Voi aplica lipici pe partea din spate! O să iau o bucată de material! Și o să lipesc pe săpun! Apoi mai pun un săpun deasupra! Ar trebui să se lipească unul de celălalt! Oh, Justin! Fii atent! Ăsta e săpunul de care ai nevoie! Oh, dă-mi-l! Wow, e exact ce-mi trebuia! E grozav! Mersi, mamă! Asta fac mamele! Ești gata de plecare, Jasmine? Mami! Ce este? Trebuie să fac pipi, rău de tot! Glumești? Bine, dar grăbește-te! Poți conta pe mine, mami! Asta se întâmplă de fiecare dată! Ai terminat? A fost oribil, mami! A fost peste tot! Nu se mai oprea! Uită-te la rochia mea! Ce s-a întâmplat? Nu vreau să vorbesc despre asta! Dar bine! N-ar fi trebuit să beau încă un suc? Stai așa! Toaleta arată diferit! E o toaletă de fetițe mari! Wow! Uită-te la ea! E imensă! Bine, pot să fac asta? Cât de greu poate fi? Ajutor! SOS! Nu a mers conform planului! Toaleta a încercat să mă mănânce! Are propria personalitate! A luat o razna! Ce vrei să spui? Am înțeles! Vino cu mine! Avem nevoie de acest gadget util! E colacul de toaletă perfect pentru tine! Haide, încearcă-l! Wow! Ia uite! Dă-te din calea mea! Un pas mic pentru Jasmine, un salt uriaș spre toaletă! E confortabil! Te las să-ți faci treaba! Mersi, mami! Ce interesant! Stai! Ceva e diferit! Ne-am luat o toaletă nouă? O voi testa acum! M-aș putea obișnui cu asta! Da! E deja dimineață? Sunt treaz! E timpul să mă joc! Arăt bine! Nici o schimbare! Îmi pute respirația! Trebuie să mă pregătesc! Ar trebui să mă îmbrac! Este o nouă zi frumoasă! Mă întreb ce aventuri mă așteaptă! Vreau să mă întorc în pat! Ce naiba? Ce caut asta pe podea? Am învățat o minte pe sticla aia! Să începem! Am o rutină de înfrumusețare perfectă! Mereu trebuie să arăt cât mai bine! Măcar am toate produsele mele preferate! Voi începe cu părul! Trebuie să arate grozav! Dar merită! Ce urmează? Știu! O baie în cadă! Merit puțin timp pentru mine! E cel mai bun mod de a începe ziua! Să terminăm odată cu asta! De ce am nevoie? Uite ce dezastru! Chiar ar trebui să fac curat!
dar pare să fie mult de lucru. Și sunt un tip ocupat. Nu pot să las totul așa. Oh, știu! Sunt un geniu! Trebuie să fiu rapid. Trebuia să mă gândesc la asta mai devreme. Sunt tare și red. Trebuie să fiu silențios. Fără mișcări bruște, Lily nu trebuie să știe că sunt aici. Aha! E exact ce căutam. O să mut gunoaiele astea. Wow! Are o mulțime de produse! Oh, ce frumos miros! Concentrează-te, Justin! Aproape am terminat! E timpul să plec! E infracțiunea perfectă! Habar nu are! Pa, pa! Ăsta va arăta grozav în baia mea! Iuh, am reușit! Hai să găsim un loc bun pentru tine! Aha! Chiar lângă chiuvetă! E bine! Acum mă pot relaxa! Ce dimineață! Baia este gata! Abia aștept! Mă duc să-mi iau niște demachiant! Stai așa! Ce s-a întâmplat? Justin! E în mare încurcătură! Întotdeauna face asta! Hei! Care-i faza? Vai! Nu știi să bați la ușă? Raftul e al meu! Să nu mai faci asta din nou! Nu! Se potrivea în camera asta! Data viitoare nu voi mai fi așa drăguță! E incredibil! O să pun raftul la locul lui! Clar îi voi spune mamei despre asta! Întotdeauna mi-a lucrurile! Lily! Nimeni nu mă deranjează la toaletă! Ăsta e al meu acum! Nu mă poți opri! Ah, da! Mai vedem noi! Stai așa! Am o idee mai bună! O să golesc cutiile astea! O voi așeza pe o parte! Apoi îmi voi lua pistolul de lipit! Voi aplica o linie subțire de lipici pe margine! Nu vreau să existe goluri! Acum voi mai lipi o cutie pe ea! Voi continua să fac asta! Și așez cutiile una peste alta! Cred că am terminat! Justin! Este grozav! Unde a fost raftul ăsta toată viața mea? Lily, ce vrei? Am venit cu gânduri de pace! Uite ce ți-am făcut! Ce? Am raftul meu! Stai, sunt intrigat! Ok, ne-am înțeles! Wow, ia uite! Este frumos! A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Mă rog, lasă-mi rafturile în pace! Ah, sunt atât de plictisită! Ia uite-o pe Lily acolo! De ce se străduiește atât de mult? Prefer să-mi petrec timpul distrându-mă! Păzea-t-o, Cilaro! Hei! Nu a fost prea frumos? Da, du-te și plângi, bine! Cheryl se crede deșteaptă, nu? Wow, ce-i aia? Pot intra și eu în joc? Wow! De ce se simte atât de umed? În sfârșit pot învăța în liniște! Doamne, ce-mi plac hotdogii! Unul e gata, mai am o grămadă! Te-am prins! Oh, da! Ah, ce delicios! Îl iau eu pe ăsta! Oh, nu prea cred! Vrei să ne luptăm pentru el? Mai! Bucătăria asta nu e destul de mare pentru amândouă și nu am de gând să-mi împart hotdogii! Pe locuri! Fiți gata? N-ai curaj! Sau ai? Oh, sunt atât de pregătită pentru asta! Nimeni nu îndrăznește să se pună cu mine! Hei, uită-te la ceainicul de acolo! Să o facem! Trage! Ha! Ia-ți furculița de aici! Dar eu l-am avut prima! Dă-i-l! Dă-i drumul! Grr! Oh! Ce? Gata! Până aici! Ce-am spus despre aruncatul cu hot dogi? Al cui e ăsta? Cine aruncă cu hot dogi pe aici? M-auziți? Ea a fost! Nici vorbă! Opriți-vă! În loc să vă certați, de ce nu-l împărțiți? Vedeți? Felii perfect egale! Wow! Să nu uităm de ketchup și știu exact unde să-l pun! Gata! Suntem fericite acum, fetelor? Deci... Cred că ne putem descurca! Da! Hai să le înmuiem! Mă bucur mult că vă înțelegeți! Pa! Da! N-am ajuns niciodată la nivelul ăsta! Lily? Ce? Poziția ta! Bine, mamă! A fost atât de greu! Da, stau dreaptă. Încă o fac. Da, la asta mă gândeam și eu.
Normal. Da. Oh, stă dreaptă. Nici vorbă de așa ceva. Lily! Mamă? Stai dreaptă. Hai, mă. În fine. Sunt atât de obosită. Lily! Ce? Ce crezi? Umerii tăi! Mulțumesc! Mă rog! Matematica asta nu-i prea grea azi. Dar tot e obositor. Oh, Lily! Hei! Serios, mamă? Ce poziție? Ok, e mai bine? Mult! Nu mai termină cu asta odată? Lily! Ce? Îndreaptă-ți spatele! Oh, serios, mamă? Ce? Micul dejun e gata! Oh, minunat! Ah, cereale! Preferatele mele! Da, mă gândeam că vara asta te putem înscrie la fotbal! Da! Nu pricep de ce nu mă asculți! Trage-i înapoi! Vezi? Mult mai bine! Lily, dreaptă! Colaborează cu mine! Oh. Mamă, lasă-mă în pace! Ok, haide, s-o facem! Cum faci asta? Eu nimica toată! Iu, în fine! Oh, cred că glumești! Lily, dragă, dacă eu nu-ți pot aminti să stai dreaptă, o va face asta! Trebuie doar să o prinzi de masă și să-ți pui bărbia aici! Nu-i așa că e mult mai bine? Wow! Ia uite! Un întreg parc tematic plin de apă! Pun pariu că arată și mai bine în realitate! O grămadă de tobogane și jocuri de apă! Pun pariu că aș aluneca atât de repede! Ăsta ar fi cel mai bun tobogan! Eh, arată destul de bine! Trebuie să-i arăt asta mamei! Mami? Mami? Alo, e cineva acasă? Oh, ce este, dragă? Ce-i asta? Un tobogan cu apă? E drăguț, scumpo! Micul meu artist! Oare mă ascultă măcar? Oh. Vino cu mine! Oh! Trebuie să vezi asta cu ochii tăi! Uite! Ah, vrei să mergi acolo? Te rog frumos! Bine, bine! Dar costă cam mult doar pentru a te juca în apă! Stai așa, ia să văd ce am aici! Atât de puțin? Nu cred că putem cumpăra prea multe! Serios? Hei, stăm prost cu banii în perioada asta! Dar poate putem face ceva aici! Locul ăsta e plin de lucruri! E perfect! Ce-i asta de aici? Frumos! Și astea sunt la reducere! Ia-o pe asta, parc acvatic exorbitant! Facem lucrurile în felul meu! Doar astea, vă rog! Ok! În total face $7! Poftim! Să aveți o zi bună! Să înceapă jocul cu apa! Stropitoarea asta e super distractivă! La fel și micuțul ăsta! O baie? Mai degrabă o petrecere! Doar că lipsește un ingredient esențial! Drăguț! Dar nu se poate fără bule! Să fie cât mai multe! Bun! Chiar arată frumos! Vrei să te scufunzi acolo? Distracție plăcută la not, micuțule! Nu-ți face griji, apa e caldă! Yuhu! Hai să adăugăm totul! Înăuntru cu voi! Și dacă vreți să vă distrați de minune, tipul ăsta cu siguranță vă ajută! Nu-i așa că e spectaculos? Și-a costat doar $7! Olivia! Ce? Nu se poate! E ca un parc acvatic aici! De ce nu te bagi în apă?
Imediat, mamă! Hei, ai grijă, stropește! Hei, eu pot controla apa! Și uite ce de bule! E propriul tău parc acvatic, Olivia! Bun, să mă conectez! Bună! Da, le-am pregătite pentru tine! Da, bineînțeles! Da, aha! Ce faci, mami? Pleacă! Oricum, deci... Nu vrea să se joace cu mine! Bună, te iubesc, mami! Hei, stai! Nu e corect! Bine, deci, da, ai dreptate! Aha! Păi, de fapt, îmi cer scuze pentru asta! Hei, mami! Hei, ia uite! E atât de moale! Te gâtile, nu-i așa, mami? Ce faci acolo jos? Termină cu asta! Oricum, uite! Telefonul mamei! Cum spuneam? Telefonul ăsta e minunat! Frate! Haide să ne jucăm! Da, te ascult! O secundă! Te rog să fie ceva aici! Da! Scuze! Uite-te la chestia aia! Dacă te uiți la acel document... Da, continuă! Da, ok, stai o secundă! Da, acum ieși afară! Fiu! Îmi cer scuze, colegi! Doamne, ce jenant! Vin! Hei, dă-te! N-ai cum să ajungi tu prima? Și ne răstogălim! Ce tare-i podeaua asta! Aproape am ajuns! Niciun pat nu-mi stă în cale azi! Da, șmecherie! Nu te mai grăbi așa bine! Am intrat! În fine, rutina de dimineața părului, bifată, uite ce păr superb! Respirație neplăcută, dispari! Totul face parte din proces! Și acum urmează un concert în baie? Da! Mâinile în aer! Ce mai va face acolo? Dar o dimineață nu e bună fără ușurarea aia matinală? Scrie o carte acolo? Stai puțin! Știu cum să grăbesc puțin lucrurile! Ce se întâmplă? Să se învețe minte! Câtă răutate! Dar cred că pot să schimb situația cu un pic de ajutor din partea acestui aparat. Îl prind pe vasul de toaletă, pun colacul la loc și s-a făcut lumină, frate! Chiar în orice nuanță dorești! Am propriul spectacol de lumini! Mult mai bine! Acum aș putea să stau aici pentru totdeauna! Pa, pa! Mă simt alt om! S-a aprins iar lumina? E perfect pentru că o să pun la cale o farsă epică! Cum ar fi să intri și să vezi așa ceva? Să nu uităm de miros! Atât de proaspăt! Dacă-ți place mirosul unui hambar... Era și timpul? Frate, ce-ai făcut aici? E groaznic! Bleah! Cred că glumești! Inacceptabil! Mult mai bine! Acum am de muncă aici, dar o să depun cât mai puțin efort posibil. Chestia asta curăță locul meu! Nu-i așa că sunt simpatice culorile astea? Ar trebui să curățe mizeria aia imediat! Nu mai e nevoie să freci! Fă-ți treaba, burețel înfricoșător! Să nu-i dea centul de spumare! Ba chiar mult să fie! Acum zici că e o petrecere aici! Sper că am folosit destul! Acum mai trebuie doar să trag apa! Pa, pa, căcățel scârbos! Nu o să-mi fie dor de tine! Uită-te la frumusețea asta! Și miroase grozav! E rândul meu acum! E ca și cum aș sta pe un cub de gheață!
Oh! Pot să fac ceva cu hârtia asta? Măcar pot să încerc! Așa pielea mea nu o să atingă colacul! Hei! E tot rece ca gheața acolo! Corpul meu nu minte! Mi s-a făcut pielea de găină, vezi? Dar am o idee și mai bună! Popitul meu! Ieșiți, micuțelor! Faceți-vă treaba! Stați pe colac ca să nu mai fac eu asta! E ca și cum ar forma o barieră! Ultima! E o idee genială, nu? Și arată și drăguț! Acum hai să testăm chestia asta! Da! Atât de plăcut! N-ar trebui să dureze mult! Ți-am zis! Mi-a venit o idee! Oh, da! Pot să intru și eu în jocul tău? Hei, trebuie să o încălzesc cumva! Perfect! Să o facem! Să fie ciocolată sau caca moale? Sper ca lumea să creadă că e ultima variantă! Baia e a ta! Doamne, în sfârșit! Ce e? Ia uite! Poți să te așezi pe astea! Serios? Chiar arată interesant! Vin! În ce am călcat? Eu? A ieșit perfect, nu? Ce dulce e răzbunarea! Nu, nu pot să mă mișc! Cred că o să vomit! Ia-l de pe mine! Ok, încearcă să te calmezi! Urăsc, Samosoră! Se pare că o să fac o baie rapidă! Aparent fără apă! Zici că e un coșmar! Of! Unde pot să-mi spăl piciorul? Cred că ar putea fi utilă chestia aia! Mă ocup imediat! Picior curat, abia te aștept! Îl umplu cu spumă și îmi bag piciorul în el! Hei, chestia asta mă ghidilă! Dar mă și relaxează! Zici că e un masaj plăcut pentru picioare! Acum în cizmă ca să-l clătesc! În sfârșit, pielea mea e curată! O să-i trimit asta lui Sunny! Nimic nu mă supără, ok? A? Un mesaj? Cum de piciorul ei e deja curat? Ce se întâmplă aici, a? Ah, nu ai cum să mă păcălești, surioară! Vrei să te speli pe cap? Pentru că ai nevoie acum! Scârbos! Lasă-mă în pace! Sunt dezgustătoare! Uf! Frate, ce bun a fost șamponul ăla! Acum o să-l coafez! Ce plăcut e! Dar mi-ar fi plăcut să nu dureze atât! Ok, în sfârșit fac progrese! Hei, arăt bine! Sunt gata! Unde e toată lumea? Ce naiba? Abia mi-aranjasem părul! Fix la țintă! Ți se pare amuzantă? Părul meu e iar learcă! Atunci puneți chestia asta data viitoare! Eu, pungă de plastic? De fapt, cred că aș putea să o folosesc! Îmi bag părul în chestia asta, mi-o ridic în vârful capului și o leg la spate! Am nevoie de o găurică aici, ca să pot să bag uscătorul acolo! Salutare, aer cald! Ca o vizită la salon, nu-i așa? Ești nebună? Poți să-ți dai și tu cu părerea! Mie mi se pare că arată bine! Sunt șocată! Hai să plecăm, că altfel întârziem! Ne așteaptă o zi lungă! De ce nu se deschide ușa asta? Ne-am încuiat pe dinăuntru! Nu-mi vine să cred! Se pare că o să stăm în baie! Și mai devreme îmi doream nespus să intru! Acum vreau doar să mănânc! E ceva comestibil pe aici? S-ar putea să am ceva de ronțăit! Da! Ești cea mai tare! Ține chestia asta! Hei! Sandwich-ul ăsta face prea mare miserie! Efectiv, n-am noroc azi! Poate reușesc să rezolv problema! Poftim! Pot să o ții pe post de tăviță plutitoare! Îți ține și băutura, vezi? Poftă mare mie! Este sau nu mușcătura perfectă?
Bravo! Mie mi-e poftă de ceva dulce. Și ca să rămân în tema, mănânc dintr-o toaletă. Eh, totuși dintr-una plină cu bombonele. Un deliciu! Fetelor, sunteți acolo? E tata! Lasă-l să bată în continuare! Pare un plan bun! Până la urmă, nu e atât de rău aici! Simt miros de tort! Wow! Știam eu! Și arată uimitor! Nu pune mâna! Nu! Nu poți mânca tortul până nu vine ziua ta! Trebuie să aștepți! Mamă! Fără discuții! O să-l bag în frigider! O să fie în siguranță acolo! E atât de somn! Mă duc să mă culc! Ce somn grozav! E timpul pentru tort! Uită-te la... balta aia de ciocolată! Ce-a pățit? E un dezastru! Abia așteptam tortul ăsta! Și acum nu pot să mănânc nici măcar o felie! Ce-a pățit? Frigiderul era scos din priză! Nu-i de mirare că tortul meu s-a topit! E cea mai nasoală zi de naștere! Azi e o zi specială! La mulți ani, scumpo! Sper că e... Vai! Ce-a pățit tortul tău? Nu înțeleg! Îmi pare rău, scumpo! Ziua mea e distrusă! Stai liniștită, mami o să găsească o soluție! Stai, știu, ăsta o să ne rezolve toate problemele, crede-mă! Ce e, mamă? Privește! Am nevoie de un mic flamingo! O să-l pun în oul ăsta de plastic! Apoi pun la loc cealaltă jumătate! Acum o să-l bag în forma asta și-l fixez aici! E gata să fie băgat în aparat! Ce se întâmplă? Să nu uităm de ciocolată! O să o topesc rapid cu uscătorul meu de păr! Cred că ajunge! O să o pun în seringa asta! Cheryl, poți să faci tu partea asta! Wow, ce responsabilitate mare! Toarnă-o în formă! Așa? Te descurci grozav! Wow, se umple cu ciocolată! Gata, mami? Hai să rotim aparatul! Așa o să iasă uniform! Amețesc când mă uit! Cred că pot să-l scot acum! Acum trebuie să-l băgăm la congelator! Trebuie să se întărească ciocolata! Trebuie să așteptăm! Dar nu o să dureze mult! E atât de palpitant! Cred că asta destul! Poftim! Scoate-l din formă! Wow! Uite, mamă! E un ou din ciocolată! Wow! E uimitor! O să-l pun lângă celelalte! La mulți ani, scumpo! Mersi, mami! Până la urmă, ziua mea nu a fost distrusă! Hai să gustăm ouăle! Abia așteptam să zici asta! Adio, dietă! Bun, bun, bun! Ciocolată, ciocolată, ciocolată! Te murdărește totuși! Cred că trebuie să mă spăl pe mâini! Apa e călduță! Unde e săpunul? Uite-l! E sinos! Eu! Săpunul e scârbos, nu-l vreau! Nu! Acum mâinile mele sunt slinoase și scârboase! Mama! Ce e? Ce s-a întâmplat? Ești bine? Stai că vin acolo și... Mama! De ce nu a venit încă? Scumpo, nu pune săpunul pe podea, e periculos! Care e problema, deci? Mâinile mele sunt slinoase și scârboase și nu-mi place treaba asta! Ok, uite, am o soluție pentru asta. Poți să folosești aparatul ăsta. Uite, doar apeși cu mâna deasupra. Tara! O floricică frumoasă din săpun. Wow, flori din săpun! Îmi plac florile. Vreau și o floare din săpun. Trebuie să apăs așa deasupra. Wow, acum am mâna și pe frunte. Ura, flori pe obraj. Ador florile din săpun. Uite de la mine, parcă sunt o prințesă. O prințesă de săpun. Sunt atât de drăguță. Da, normal că ești o prințesă de săpun. Și una foarte frumoasă. E ceva mai plăcut ca ceaiul de după amiază? E metoda perfectă de a te relaxa. Prăjitura asta e delicioasă. Ce lăcoritoare e. Wow, mama, arată grozav. Floarea asta e adevărată? Unde e chelnerul? Bună ziua, doamnă, cu ce vă pot servi? O să iau salata și cartofii pentru fiica mea. Și să vină rapid. O alegere excelentă. Mă duc să vă aduc mâncarea. Nu uita de șervețel, scumpo. Manierele sunt esențiale. Mi-e atât de foame. Abia aștept să vină mâncarea.
Răbdare, scumpo! Hai să ne bucurăm de atmosferă! N-aș vrea să fiu în altă parte, iubire! Aș putea mânca prăjitura asta zilnic! Oh, ne vine mâncarea! În sfârșit! Șeful a creat un preparat care o să vă gâdile papilele gustative! E un deliciu culinar! Voila! Sper să vă placă! Bon appetit! Mulțumim! Poți să pleci acum? Arată bine! Piureul meu are cocoloașe! Iubire, vreau să te întreb ceva! Ăla e piure? Așa se pare! De unde a apărut? Ce? Ce se întâmplă? E frumos să ieși în oraș, ha? Ups! Scuze, mamă! Ținteam spre Kellner! Nu m-am mai simțit niciodată atât de insultat! Părul meu frumos! Ei bine, după amiaza mi-a fost distrusă! Am plecat de aici! S-a zis cu cina sofisticată! A fost vina mea? Essie! Nu pot să te iau nicăieri! Cât de jenant! Doamnă, sper să nu vă supărați, dar mi-am permis să vă comand preparatul special al zilei! Cred că o să vă placă! Ia să văd! E fix ce-mi trebuia! Chestia asta ar putea ușura cu mult mesele! Wow, ia te uită! Gura mare, Essie! Wow! E delicios! Îl ador! E mult mai bun decât piureul meu care avea cocoloașe! Mai vreau! Poate că putem lua masa în liniște acum! Dragă, ia uite! De ce nu comandăm și noi așa ceva? Kellner? Da, domnule! Vrem și noi o sticluță de aia! Imediat! Poftiți! Wow, ia uite! Vine avionul! Oh, e timpul să ne distrăm! Cred că ai nevoie de un look nou, Sofia! Stai liniștită, știu ce fac! O să-ți placă la nebunie! Arăți uimitor! Hei, Sofia, trezește-te! Ha? Ce? Părul meu! Ce-ai făcut? Nu-ți place? Ce se întâmplă aici? Uite ce-a făcut! Stai liniștit, o să-ți crească la loc! Cheryl, nu poți face asta! Nu e frumos, sora ta e supărată! Știu, am soluția perfectă! Poți să iei chestia asta! Mersi! Cu plăcere, scumpo! O să mă joc cu asta! Și eu o să trag un pui de somn! Wow, cât de palpitant! O să-l scot pe micuțul ăsta! O să pun plastilina aici! Cred că sunt gata! Și acum o să trag de manetă! Wow! Îi crește părul! E uimitor! Ce amuzant arată! Wow! Îl ador! Acum o să te tund! Arată bine! Trebuie să tundem și partea asta! Poate că ar trebui să folosim aparatul de ras! Mult mai bine! Ești chel! Mi-a venit o idee! O să am nevoie de o farfecă adevărată! Nu te mișca, Bonnie! Nu! Mă auzi? Stai puțin! Mami are o ședință, Olivia, așa că fă liniște! Am înțeles! Chestia aia pare distractivă! Woohoo! Ce? Șt! Hă? Da. Scuze, continuăm? Discutam despre vânzările estimate pentru luna viitoare. Numerele arată bine. Eu, ăla a fost un pantof zburător. Mami, mami, cine-i nenea ăla caragios? Olivia, ce ți-am zis? Atât de frustrant. Cred că știu ce să fac. Pune niște bandă adezivă pe un cerc de hula hoop pe orizontală. Apoi încă una pe verticală. Continuă să aplici bandă adezivă pe cerc până obții ceva de genul ăsta. Olivia, am ceva pentru tine! Uite, e un joc distractiv! Ar trebui să o țină ocupată. Hai să încercăm iar! Deci, unde rămăsesem? Am reușit! Sunt cea mai tare la jocul ăsta! Cred că acest cuptor cu microunde a avut zile mai bune. Când l-am curățat ultima dată? Ce scârbos! Stai, mi-a venit o idee! Avem nevoie de păpușa asta! O să-i scot părul! Și o să torn niște apă! Apoi îi pun părul la loc! Acum trebuie să o băgăm în cuptorul cu microunde!
Îl pornim și lăsăm păpușa să-și facă treaba. Ia uite! Cred că e gata! Acum trebuie doar să-l ștergem. Toată mizeria și grăsimea se curăță imediat. Vezi? Uite ce diferență! E atât de utilă! Tu ce ai? Stai așa! Bună, mamă! Ignoră-mă! David, nu mai face mizerie! Ce vrei să spui? David, să nu îndrăznești! Nu! Uite! O să cadă! Ups! Până aici! Calm, calm! Trebuie să plec! David, uite ce mizerie e aici! Wow, e nervoasă! Nu pot să cred! Să plec? Uită-te la cuptorul cu microunde! Poți să-l cureți? Te rog! Ok, dar doar de data asta! Wow! Strălucește! Wow! Arată bine! Poftim, scumpule! Acum strângeți mizeria! Ah, ce păcat! Ok, a meritat! Nisipul e distractiv! Hei! Trebuie să-l răsucești! Încerc, dar nu se desface! Arată ok! Se pare că au nevoie de ajutorul meu! Încercați-l pe ăsta! E atât de ușor! Wow! Ta-da! Uite! Ce fel de vrăjitorie-i aia? Să mergem! E atât de moale și comod! Faceți-mi și mie loc! Acum poate să înceapă vacanța noastră! Ador cerealele! Iu, ce scârbos! Bună, mamă! Dezgustător! Ce bine era dacă nu vedeam așa ceva! Ups, scuze, mamă! Există o singură soluție! Nu te mișca! Sunt filimituri peste tot! Trebuie să le adun! Iu, m-ai speriat! Nu te apropia! Chiar mi s-a făcut foame! Bun! A fost înfricoșător! Dar am și obiectul ăsta! E cam vechi, totuși! Cred că zilele lui de aspirat mucii s-au terminat! Nu pot să-l folosesc! Noroc că am un plan de rezervă! Seringa asta e imensă! Știi ce faci, nu? Acuși nu o să mai ai niciun muc! Wow, ce muc lipicios! De unde iese toată chestia asta? Nu se mai termină! Serios, sunt impresionată! Cum te simți? Bine! Chiar pot respira! Ești cea mai tare! Mersi, mamă! E timpul pentru cerealele mele! Da, au moci în ele! Cred că nu le mai vreau! Mai bine mănânc niște pâine prăjită! Ok, în sfârșit pot să-mi rezolv treburile până nu se face prea târziu. Apoi, când mă întorc, pot să pregătesc ceva pentru cină. Scumpule, ce ai făcut? Nu, trebuie să curăț totul înainte să plec! Gata, vino la mămica! Făina aia nu e o jucărie! Ești plin de făină! Cred că trebuie să te curățăm! De unde ai luat punga aia totuși? Ok, stai aici! Poftim, joacă-te nițel cu monstru! Iu, ce dezastru! Bun, stai să-ți pregătesc baia! Se pare că o să mă ocup de treburile mele mai târziu! Uneori e epuizant să fii mamă! Ce-ar fi dacă aș prăji cartofi în loc să-i coc? Nu, eu sunt cea mai mare rățușcă! Sunt trează! N-am adormit! Cât e ceasul? Vai de mine! Cum de e atât de târziu? Stai, cada nu s-a umplut deloc! Am pierdut tot timpul ăsta și baia nu e încă gata! Știri locale de ultimă oră! Mama din zonă are o cădere nervoasă după ce și-a pierdut timpul! Hei, mă filmezi din unghiul bun, da? Da, totul e grozav, continuă! Să vedem ce se întâmplă când îi prezentăm mamei acest dispozitiv! Poftim! Ține asta, te rog! Bun, hai să implementăm acest dispozitiv important! Vrem să fim siguri că stă fix! Și acum putem porni iar apa în cadă! După cum puteți vedea, dispozitivul micșorează cada și o să se umple mai repede! După cum puteți vedea, dispozitivul economisește timpul și salvează mamele! N-are rost să-și piardă mamele timpul cu o cadă care se umple lent! Da, hai să strângem și să plecăm! Iu, ce zi lungă! Mi-ar prinde bine o baie!
Nu știu cum ai intrat aici, dar în sfârșit a venit timpul pentru baie. Gata, scumpule! Hai să te spălăm! Așa! Hai să te băgăm în apa asta caldă! Deci, să ținem minte că nu trebuie să ne mai jucăm cu făină în viitor, pentru că nu vrem să facem multe băi, nu-i așa? Ce zici de rățușca asta? A zis Mac? Ce somn grozav! Cum arăt? Am avut și zile mai bune. Ok, ce să fac mai întâi? Dinții mei! Trebuie să scap de respirația aia de dimineață. E complicat. De ce văd totul în ceață? Nu o să meargă. Sunt sigură că aveam ochelarii. Unde au dispărut? Trebuie să fie pe aici pe undeva. Care-i cea mai rea chestie care se poate întâmpla? E doar pastă de dinți. Ușurel! Aproape! Cred că am reușit! Bunico, ce faci? Ai nevoie de ajutor? E pastă de dinți peste tot! Știi că ar trebui să fie pusă pe periuță, nu? Termină! Am ceva care te poate ajuta! Chestia asta o să-ți rezolve toate problemele cu pasta de dinți! Dă-mi alea! Pasta de dinți se pune aici! Acum trebuie doar să o înșurubez! Și gata! Poate fi folosită! Împinge maneta cu periuța de dinți și o să iasă cantitatea ideală de paste de dinți. Nu se mai face mizerie! Wow! Chiar trăim în viitor! Stai! Ăia sunt ochelarii mei! Cum de-au ajuns acolo? Acum e mult mai bine! Ar fi putut fi o situație jenantă! Acum hai să spălăm dinții ăștia! Da, te las să-ți faci de cap! Mi-ar prinde bine o pălărie nouă! Mi se potrivește! Ha? Te-am prins! Bravo! A fost cât pe ce! Poftim! Thank you! Ia uite ce am eu! E o formă drăguță care arată ca un iepuraș. O să încep prin a separa oul. O să pun albușul într-un pahar și gălbenușul în celălalt. Apoi îl bat. Pun forma într-o tigaie. Pot să folosesc seringa asta ca să pun albușul în tigaie. Așa nu se face mizerie. O să folosesc o a doua seringă pentru gălbenuș. Ăștia o să fie ochii. Cred că e gata. E un ou în formă de iepuraș. Oh, ce drăguț! Cine e tipul ăla? Pot să folosesc eu chestia asta? Au! E ok, am decupat o inimioară. O să o fixez cu furculița asta și o să torn albușul. O să-l torn pe lângă carton. Abia aștept să se gătească. Acum scot cu grijă cartonul și pun gălbenușul. O să folosesc tot o seringă. Nu o să dureze mult. Acum aștept. Pare gata. Îmi place la nebunie. Ha! E super! O singură chestie lipsește. Nu, mersi. Și pot să-ți păstrez oul. Dar suntem tot amici. Bagă mare! Cât de jenant! Haide! Nu! E cineva acasă? A bătut cineva la ușă? Tată! Deschideți! Tată! A zis cineva ceva? Probabil că nu a fost nimic. Mă întorc la cartea mea. Hei, știu că sunteți acolo! Serios? Bine, mă duc eu. Nu te-ai grăbit deloc. În fine, bună! Am un chilipir pentru tine. Tigaia asta care o să-ți schimbe viața. Nu sunt interesată. Ce zici de aspiratorul ăsta minunat? Casa ta nu o să mai aibă pic de praf datorită lui? Nu. Ok, îmi plac provocările. Wow! Privește acest obiect de igienă personală. Urechile și nasul tău o să fie atât de curate. Încearcă-l. Wow, mersi, grozav. Super, acum dăm banii. Da. Poftim. Glumești? Hei, nu închide ușa. Abia aștept să-l testez. Sper să meargă. Gata. Măgâtilă? Îmi place la nebunie. Stai puțin. Mi-a venit o idee. Vino aici, tată. Ce e?
Nu te mișca! Ce faci? Ai încredere în mine! Asta-i tu, ureche? Iu! Scârbos! Chiar e așa ceva acolo? E nasol! Trebuie să plec! Ce gadget! Mă bucur că nu-mi tremură mâna! Mă gâtilă! Nu mai am păr în nas! Trebuie să mă ajuți! Ia-o în loc! Părul meu e un dezastru! Chiar e! Poți să-l aranjezi? Mi-a venit o idee! Pot să folosesc chestia asta! Revin mai târziu! Stai jos! Știu ce fac! Serios? Nu folosești chestia aia pe mine! Bine, o facem clasic atunci! Ce-ai făcut? Părul meu frumos! Nu, nu mă atinge! Nu, nu te las să mă tunzi! Stai liniștită! Am fix ce ne trebuie! Ai încredere în mine! Ah, ok, așa mai merge! O să folosesc cârligul ca să-ți bag părul în aparat! Uite așa! Acum o să-l pornesc! O să-l mișc pe șuvița ta! Și aparatul o să-ți facă niște codițe! Hai să le facem și pe partea cealaltă! E atât de rapid și simplu! Am terminat! Wow! Arată grozav! Îmi place la nebunie! Mersi mult! Nu mulțumi mie! Mulțumește-i aparatului! Oh? Cine e tipul ăla simpatic? Ce faci, păpușă? Amare, rechin, rechin, rechin! Clar mi-am ratat chemarea de a deveni cântăreață! Ha? Unde a dispărut apa? Alo, apă! Făceam un duș aici! Haide, trebuie să funcționezi! Ah! Sunt plină de clăbuc și acum nu mai e apă! Dimineața mea nu merge deloc așa cum mi-am dorit! Păzea, mami! E urgență de pipi! Trebuie să fac și monstru trebuie să facă! Iuhu! Am reușit! Acum pot să fac pipi! Nu! Scumpă! Stai, stai, stai! O, Doamne! Mami, am nevoie la toaletă! Nu poți să folosești toaleta acum! Nu curge apa în casă, vezi? Dar, trebuie să fac pipi acum! Nu mai pot să mă țin! Stai, mi-a venit o idee! Scuze pentru asta, plântuțo, dar trebuie să-ți folosesc ghiveciul! Crezi că poți să faci pipi aici? Da? Ei bine, presupun că e ceva cam exagerat! Stai puțin! Pisici, litiera! Asta e soluția! Uite, scumpo, știu că-ți place să te prefaci că ești o pisicuță! Ha, stai, nu! Ești sigură? Ok, stai! Totuși, s-ar putea să meargă! Trebuie să pun sacul ăsta de gunoi în jurul capacului de toaletă! Așa, o să stea fixat! Și acum o să torn nisipul pisicii! Dacă e bun pentru pisici, trebuie să fie bun și pentru noi, nu? Wow! Ok, mami! Sunt pregătită să folosesc toaleta acum! Aștept de o veșnicie să fac pipi! Mă bucur că am putut să mă țin! Ah, e mult mai bine! Chiar îmi venea să fac, să știi! Știu că îți venea! Ok, am terminat! Și monstrul a terminat! Pa, mami! Nu o să înțeleg niciodată cum de are atât de multă energie! Dar măcar e ușor să curăț aici, grație nisipului pentru pisici! Nisipul a absorbit tot lichidul și acum pot să-l arunc! Zâmbește, scumpo! Stai să-mi aranjez părul! Gata! Hai să facem una împreună! O să arate bine! Hai să o vedem! Oh, adorabilă! Oh, știu! Mama, o să iasă grozav! Am adus pozele! Mamă, nu trebuie să faci asta! Putem să folosim această mini-imprimantă! O să folosesc aplicația de pe telefonul meu ca să selectez filtrul, apoi apăs imprimare! Wow! Ia uite! Tu ești! Nu-i așa că tehnologia e uimitoare? O să încerc și eu! Am reușit! Pozele astea sunt amuzante! Stai să le vadă și prietenele mele! Wow, ce frumoase suntem!
și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Somn ușor, dragul meu, e atât de drăgălaș. Trebuie să nu fac gălăgie. Ce-a fost zgomotul ăla? Mami? Alo? Cine are nevoie de un cuțit? Sunt în rai! Hai, mult! Nu e ceea ce pare? Mamă, nu iar! Trebuie să folosești chestia asta! Deșurubează sticla de apă din dozator, apoi umple-o cu Nutella. Cred că ajunge. Prinde dozatorul de sticla de apă. Mamă, salivezi! Întoarce dozatorul și pune o bucată de pâine dedesubt. Apasă. O gustare delicioasă, fără să faci mizerie. Vine avionul! Nu te mai prosti! Scuze, mamă! Ce deliciu! Trebuie să discutăm despre dependența ta de Nutella, mamă! Miroase grozav! Te distrezi, scumpo? Sunt un șef, mami! Pregătesc cina! Dar mai am nevoie de câteva ingrediente. Urăsc călcatul! E atât de plictisitor! Cheryl, ce faci? Ți-am spus, gătesc! Farturile mele sunt distruse! Știu! E urgență! Aha! Fix ce-mi trebuia! Asta o să salveze situația! Gătitul e simplu! Am ceva pentru tine! Ce dezastru! Trebuie să curăț tot! Ha? Ia chestia asta! Wow! Mersi, mamă! O să-i scot coada! Ia uite ce de biluțe! O să întind chestia asta peste recipient! Și acum o să folosesc pompa. Uite, mami! O să-l umplu cu sclipici. Ce frumos e! Ce urmează? E atât de moale! Intră acolo! Aș putea să bag un pop-it. Și acum? Mai mulți sclipici! Uite ce de culori! Plastilină! Asta trebuie să intre acolo! Încetişor! E atât de distractiv! Acum o să pun capacul! Wow! E uimitor! Uite, mamă! Minunat, draga mea! Cheryl, nu o face! O să fac un alt balon! Am auzit de canalul ăsta? Wow, ce interesant e! Se întâmplă ceva! Ce ușorare! Vai, ce-am mâncat ieri! Cred că am terminat! Trebuie să țin minte să trag apa de data asta! Nu s-a întâmplat nimic! Răhățelul trebuia să fi dispărut până acum! Cred că toaleta e stricată! E nasol! Trebuie să comand o toaletă nouă! Noroc că pot să fac totul pe tableta asta magică! Ce avem noi aici? Aha, asta e aleasa! Ce rapid a fost! Vin acum! Am un colet pentru dumneavoastră! Ești sigur că e pentru mine? E cam mic! Cred că e o greșeală! Opa, unde vă grăbiți? E pentru dumneavoastră, credeți-mă! Ce ciudat! Unde-i restul? Nu are cum să fie ce trebuie! Nu așteptam ceva atât de mic! Cred că glumești! Asta-i noua mea toaletă! Nu pot să fac caca pe asta! Ce se întâmplă? Nu e bună! Cred că e o glumă! Nu mai am chipsuri! Îmi plăceau! Ce nervant! Ia să vedem ce o supăra pe bunica! Wow, ce cool sunt astea! Mă simt ca un uriaș! Și sunt bomboane înăuntru? Fix ce-mi trebuia!
O acadea delicioasă, e tare gustoasă, dar mai e ceva. Dacă ridic capacul toaletei, sunt mai multe bombonele înăuntru, o să-mi moi acadeaua în ele. Wow, genial! Și ce gust uimitor! Unde-i cutia aia? Ah, David, ce scârbos! Tinerii din ziua de azi, nu o să-i înțeleg niciodată. Dacă mănânci dintr-o toaletă, măcar să te speli pe dinți. Mă rog! Ei, cred că am pregătit totul. Ești gata? Acum, rapiduț, o să aflăm cine e cel mai iute alergător. O să pierzi! Pe locuri, fiți gata? Start! E prea simplu! Prinde-mă dacă poți! Haide, rapiduț, grăbește-te! M-am amețit! Aoleu! Au! Rapiduț? Oh, nu, o să pierd! Ești bine, scumpo? Mi-am rănit genunchiul! Mami, o să ți-l vindece! Am o plasture! Mă ustură! Nu-mi place, mama, e plictisitor! Trebuie să pot face ceva! Știu! Vino aici, rapiduț! Ce ai zis? E o idee grozavă! Fă plasturii mai amuzanți folosind pontul ăsta! Desenează un plasture cu un pix! Creează personajul tău preferat sau chiar animalul tău de companie și colorează-l! Arată drăguț! Pare cunoscut! Ia uite ce am! Hai să încercăm încă o dată! Cum e acum, scumpo? Wow! Îl ador, mamă! Cred că mi-am acoperit toate rănile și vânătăile! Cred că trebuie să fii mai atentă! Poate lași întrecerile în seama lui rapiduț! Se bagă la cuptor! Bună, mami! Bună, scumpo! Eu tocmai găteam ceva! Vai de mine, ce desen frumos! E un pește! Uite, noată! E minunat, draga mea! Nu iei brioșa deocamdată! Uite cum arată mâna ta! Hai, mama, doar una! E ok, nu trebuie să-mi folosesc mâinile! Ashley, nu! Vreau o brioșă! Nu-i corect! Ajunge, domnișoară! Vino cu mine! Hai să ne spălăm pe mâini! Nu! Vreau brioșă! Gata, treci aici! Nu-mi convine treaba asta! Sper să primesc o brioșă după! Ești mulțumită? Uite, mă spăl pe mâini! Asta voiai, nu-i așa? Am nevoie de mai mult săpun! Nu-i amuzant, Ashley? Dar curăț vopseaua! Pot să fac asta toată ziua! Și eu pot să aștept toată ziua! Serios? Ta-da! Sunt gata! Nu! Nu e bine! E ok! Inspir adânc! Ce mă fac? Stai așa! Cred că știu ce să fac! Începe cu o formă pentru jeleuri! Pune câte o jucărie în fiecare zona formei! Apoi umple o creticioară cu bază de săpun transparentă și toarnă baza de săpun în formă! Ai grijă să acoperi complet jucăriile! Umple fiecare secțiune cu baza de săpun și așteaptă să se întărească! Scoate săpunurile din forme și fă spălatul să fie distractiv! Ashley, jucăria asta poate fi a ta! Trebuie doar să te speli pe mâini corect! Oh, wow! Trebuie să scoți jucăria aia! Merge! Sunt aproape gata, mami! Uite, mâinile mele sunt curate! Bravo, scumpo! Hai să mâncăm niște brioșe! Serios? Da! Jocul ăsta e grozav! Ce s-a întâmplat? Ecranul e negru! Nu mai are baterie? Oh, haide, măi! Mamă, trebuie să mă ajuți! Ce s-a întâmplat, draga mea? Telefonul meu nu mai are baterie! Nu am un încărcător! De ce li se întâmplă lucruri rele oamenilor buni? Oh, calmează-te, scumpo, e ok! S-ar putea să am niște gustări în geantă! Vrei o bombonică? Delicioasă! Mai ai? A fost ultima! Viața e atât de nedreaptă! Ia uite ce-am găsit! Nu sunt o pisică, mamă! De ce a trebuit să se întâmple asta? Ce altceva mai am? Dacă-ți dau bani, o să fie mai bine? O să mă
Cămășute, am făcut un avion din hârtie. Ura! Ashley, ăia erau ultimii mei bani. În fine, mamă, ține-te asta. Ce are chestia asta? Ashley, termină! Ce e asta? Ashley, te rog, trebuie să fac chestia asta să meargă. Oh, pare distractiv, pacient nepregătit. Ce-a fost aia? Desenez ceva, mami. E atât de jenant. Stai puțin, mi-a venit o idee. Puneți telefonul pe o suprafață plană, apoi pune un carton colorat peste el. În continuare, lipește niște plastic transparent pe telefon. Umple plasticul cu lipici. Apoi răspândește-l. Sigilează plasticul ca să nu iasă lipiciul. E ca un carnețel, o metodă grozavă de a petrece timpul. Ah, e super distractiv! Stai să văd! Vrei să încerci și tu? Ai dreptate, e super distractiv! Wow, îmi place la nebunie! Mersi, mamă! Iu, în sfârșit mă pot relaxa! Tubul ăsta e atât de elastic! Am făcut un cerc! Hei, ce-i aia? O acadea, ce deliciu! E ziua mea norocoasă! Țac! Dă-mi înapoi! Nu, o vreau eu! Eu am găsit-o! Aproape! Ah, uite ce-ai făcut! Am luat-o, nene! Bleh! Pot să o păstrez! E așa murdară! Acadeaua mea! E vina ta! Ce s-a întâmplat? Ava mi-a distrus acadeaua! Asta-i tot? Stai să o văd! E doar vina Avei! Pot să remediez situația! Chestia asta ar putea fi utilă! Am ceva pentru tine! Ce e? E un suport pentru acadeaua ta! Nu o să se mai murdărească! Și am o acadea și pentru Ava! Wow! Ce cool! Mm! O să o păstrez pentru mai târziu! Oh, merge! Ashley, uite! E pe jos și nu e murdară! Știu, e o idee grozavă! Mă bucur că vă place! Bolul de bomboane e gol! Trebuie să-l umplu! Așa, și acum o să-l ascunde Ashley! Raftul ăla e un loc bun! Nu o să-l găsească niciodată acolo sus! Asta crede ea! A plecat mama! Acum e șansa mea! Nu ajung la el! E timpul să am o altă abordare! Știu! Scaunul ăsta o să mă ajute să ajung mai sus! Atât de aproape! L-am luat! Oh, nu! Aoleu! Auci! Dar măcar am luat bomboanele! A meritat! Și cam ce crezi tu că faci? Ah, bună, mamă! Sunt atât de dezamăgită, Ashley! Trebuie să fiu creativă! Unde pot să ascund bomboanele astea? Stai puțin! Ashley urăște legumele! Mi-a venit o idee! O să golesc punga asta cu legume! Și o să o umplu cu bomboane! Ashley nu o să caute niciodată aici! Ce roșie suculentă! O să fie grozavă pentru salata mea! Ah, bună, Ashley! Ah, e gol! Unde sunt bomboanele? Ce zici de niște legume delicioase? Vorbești serios? Blea! Am încercat! Cred că merită o ciocolățică! Delicioasă! Dacă ești părinte, zilnic te poți lovi de o serie de probleme, iar uneori trebuie să fii creativ. Care e metoda ta preferată de a-ți menține copiii bine dispuși? Spune-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave!
Sunt pregătită! Haide! Vine! Dă tot ce ai mai bun! Boc! Am lovit-o, tată! Așa e, micuțo! Acum hai să exersăm reverul! Wow! Scuze, scumpule! Ai lovit-o departe de data asta! Oh, serios? Haide! Glumești? Wow, tehnologia e uimitoare! Un picnic tată-fică! Ce poate fi mai frumos? Nu vrei să desenezi ceva până pregătesc eu totul? Și poate că o să mă delectez cu o felie de castravete? Mmm, crocantă! E distractiv, tati! E cea mai tare zi! Oh, m-a mușcat ceva! Te pocnesc! Oh, mă mănâncă! Sunt țar idiot! Oh, e nasol! Am șters-o de aici! Mmm, castravetele ăsta e atât de bun! Mă distrez de minune! Mâncare grozavă, vreme incredibilă și momente alături de fica mea! Salvează-te, tati! Ia, au dispărut! În sfârșit! Nu, nu se poate! Nu! Îl vânează pe tata! Acum devine personal! Trebuie să fac ceva! Sunt un tip norocos! Uf! Era un țânțar! Era imens! Sunt o eroină! Un țânțar? Mulțumesc! Stai puțin, știu ce să fac. Putem să folosim ăsta. Am uitat complet de el, o să ne rezolve problema. E un cort din plasă. Wow, ce șmecher e! Hai să intrăm în el! Wow, e super spațios! Și partea cea mai tare e că țânțarii n-au cum să intre. Nene! Învață-i minte, scumpo. Stai, eu nu sunt în cort. Betty! Ah, în sfârșit suntem în noua noastră casă. Te descurci de minune, scumpo? Trebuie să scăpăm de ziarul ăsta. Ok, cred că putem să ne apucăm de zugrăvit. Wow, ador culoarea asta. Oh, pare distractiv. Vreau și eu să pictez ceva. Cine știe, poate sunt o pictoriță talentată. O să pictez un soare. Wow, e incredibil, scumpo. Ok, trebuie să agăț un tablou. O să bat cuiul în perete. Trebuie să am grijă la degete. Bună idee, tată! Deci, fac o gaură în perete? Pare simplă treaba. Uh-oh, tati? E foame! Vreau să mănânc ceva. Nu pot să lucrez pe stomacul gol. Tată! Ascultă cum face stomacul meu. Trebuie să mănânc. Ah, ok, nicio problemă, scumpo. Poți să stai aici. Cred că merităm asta. Ne-am făcut poftă de mâncare. Mmm, arată apetisant. Ups, stai să încerc chiar. Ok, de data asta. Tati, e prea greu. Ce s-a întâmplat, Betty? Poate găsesc un obiect care să te ajute? Mmm, suntem într-o încurcătură mare. Stai puțin. Mmm, s-ar putea să fie util ăsta. Cred că pot să încropesc ceva. Merită să încerc. Nici nu știu cum am făcut asta, dar nu mă plâng. Ce faci? Poți să-l folosești pe post de tăviță. Wow, e super! O să pot să mănânc acum? Mmm, un deliciu! Mersi, tati! Mi-am făcut datoria. Stai! E nasoală treaba? Ia-ți farfuria, am nevoie de asta mai mult decât tine. Poftim? Ah, te duci să faci caca. Asta e fata mea. O să fie unul mare! Ah, ce bine e! Trebuie să mă șterg! Nu vreau să mai pățesc ca data trecută! Iu! Cred că ajunge! Ah, bună, tati! Pare fericită! Iu! Ce miroase! Îmi lăcrimează ochii! E îngrozitor! O să vomit! Betty iar a uitat să trag apa! Trebuie să învăț să trag apa! Mmm, cartea asta e grozavă! Nu pot să o las din mână! Bună, tati! Eu și caracatița mea am fost în grădină! Sper că v-ați distrat! Stai așa! Aia e hârtie igienică? Da, este! Copiii din ziua de azi! Ce să le faci? Stai! Mirosul ăla s-a întors! Ah, cum poate cineva atât de mic să producă un miros atât de nasol? Impresionant, nu-i așa? Oricum, trebuie să-mi termin desenul! Mmm, abțibildurile alea mi-au dat o idee! Trebuie să cumpăr ceva! Hmm, să vedem! Exact asta căutam! Pa, cum ai intrat aici? Asta dă livrare rapidă! Ăsta o să rezolve totul! O să-l lipesc în interiorul vasului de toaletă! Și când trag apa, apare o imagine! Ce vrăjitorie e asta? Wow! Pot să încerc și eu? Chiar te rog! Haide! Gata! Acum o să trag apa!
Wow! Am reușit! Am făcut Amțibildu să apară! Wow! Ce bine era dacă îmi venea ideea asta mai devreme! Ah, s-a întors! O să plec! Te las să-ți faci treaba! Ah, aer curat! Fiți atenți, elevi, e important! O să dați test din asta! A zis test? Nu uitați să vă notați asta! Și să-mi spuneți dacă scriu prea repede! E un exercițiu greu! Mi-a dat bătăi de cap! Deci, cine vrea să-l rezolve? Ce faceți? Pum, pariu că nu pot să faci asta! Dar matematica e palpitantă! Betty, rezolvă tu exercițiul! Eu? E nedrept! Vino aici! Ar trebui să te descurci! Nu promit nimic! Nu mă descurc bine sub presiune! E simplu! Ăsta e răspunsul! Ai încredere în mine, sunt un geniu! Grozav! Mersi! Ce m-aș face fără prietenii mei buni? Un iepăraș! Poftim! Nu-i de mirare că am părul alb! Trebuie să înveți mai mult, domnișoară! Dar mi-am dat silința! Și apoi a zis că am greșit! A fost doar vina lui Jared! El mi-a zis răspunsul și după am plâns! A fost atât de jenant! Stai liniștită, scumpo! Matematica e grea! Eu o uram! Stai puțin! Punga asta cu fasole este plasată convenabil! De fapt, zici că e un semn! Cred că știu ce să fac! Mai întâi îmi trebuie o pungă cu fermoar goală! Folosesc un marker ca să desenez pe pungă! Întâi desenez un cerc, apoi îl numerotez și adaug niște petale de flori! Desenez mai multe flori și le numerotez! Acum îmi trebuie niște gel de păr! O să-l torn în pungă și acum mă ocup de boabele de fasole! Le fac roșii și aștept să se usuce! Apoi folosesc niște vopsea neagră într-un capăt! Vreau să semene cu o buburuză! Fac la fel cu celelalte boabe! Acum pot să le bag în pungă! Gelul le face să alunece mai ușor! Le așez aleatoriu în pungă! Asta o să te ajute cu problemele tale de mate! Wow! Arată incredibil! E fix ce-mi trebuia, tată! Ok, cred că sunt pregătită! Hai să încercăm iar! Mă descurc! O să mut o buburuză pe numărul de pe floare! Apoi o să mut pe asta pe cealaltă floare și are nevoie de o prietenă. Răspunsul e 2. Ah, domnule? Betty, serios? Vino! Mult noroc! N-am nevoie de noroc, ci doar de buburuzele mele. Wow, sunt impresionat! Ține-o tot așa! Ah, mulțumesc! Hiu! Woohoo! E timpul să pregătesc cina și să nu-mi uit boneta de bucătar. Ce să pregătesc? Oh, ce e chestia asta? Ramen! Mmm, wow! O să iasă perfect! O să dau câteva condimente și ulei. Cătitul e distractiv. Și acum apa. Ah, clar e apă. O torn acolo. Mmm, arată bine. Amestec puțin. Pregătesc o minunăție aici. Tati! O să fie tare surprins. Ce s-a întâmplat? Te-am auzit țipând! Ți-am pregătit cina! Arată bine, nu? Ramen? Mâncarea mea preferată! Abia aștept să gust! Ia să văd! Au! E vreo problemă? Stai să-ți arăt ceva! Trebuie să gătești tăieței! Trebuie să folosești apă clocotită! Pur și simplu o torni în bol! Apoi aștepți! Wow! Habar n-aveam! Mmm, ce bine arată! O să savurez mâncarea asta! Tăieței sunt gătiți perfect! Au! Sunt fierbinți, fierbinți! Suflă pe ei, o să te ajute! Mersi, scumpo! Încă puțin! Uf! Tati? A fost un fricoșător! Încă sunt calzi! E ok! Trebuie să răcesc tăieței! Stai, cred că am o idee! Pot să folosesc boneta de duș! O să pun boneta pe masă, apoi îmi trebuie niște cuburi de gheață. O să le bag în bonetă. Cred că ajung! Acum pot să pun bolul de ramen deasupra. La fix! Așa o să se răcească! Wow! Isteață treabă, Betty! De fapt, ai judecat la rece, te-ai prins? Sunt un comediant înnăscut! Ia să-i gust! Mmm, delicioși! Ești o bucătăreasă grozavă! Ești mai pricepută ca mama ta? Stai! Ăștia nu sunt tăieței! Ah, dă un plus de savoare! Ups! Ok, hai să o întindem împreună! Da, e vreme de plajă! Jared, așteaptă! Stai pe loc! Trebuie să umfli asta mai întâi! Ce? Eu? Dar tu l-ai adus? Of, fie! Poftim, e gata! Bun, acum hai să mergem! Uhu, ador să not!
Oh, nu, se dezuflă! Nu, are o gaură în el! Ce nasol! Și el deja se distrează acolo fără mine! Ziua asta devine nașpa! Păi și acum ce o să fac? Ha, sticla asta de apă ține apa în ea! Asta înseamnă că o pot folosi să țină și aerul! Trebuie să golesc și să folosesc coarda asta! Îi fac corzii un nod într-un capăt, în partea cealaltă o să folosesc o bridă! Nu știu de ce, dar cred că folosirea bridelor e distractivă! O să strâng bine! Perfect! Aia-i gata! Acum mai fac și altele! E timpul pentru noua bridă! Trebuie să fie strânsă bine! Gata! Am făcut în rând întreg cu ele! Cui trebuie un colac drăguț în formă de gogoașă? Nu mie, pentru că eu mi-am făcut singură unul! E timpul să not! Wow! Ce are Betty? Bună treabă! L-am făcut singură! Haide! Să mergem unde e apa mai adâncă! Sunt chiar în spatele tău! Ah, e timpul să mă relaxez! O zi de lănăveală în care mă uit la canalul meu preferat! Ha, ce amuzant e! Bună, dragule! Salutare, bunico! O să-mi înceapă programul! Ha, acolo era telecomanda! Ești bine, bunico? Ce de butoane! Am reușit! Clasicele! Nu le mai fac așa acum! Pentru că sunt plictisitoare, dar bunica e fericită! A? Se aude prea încet! Cum dau mai tare? Vorbiți mai tare! Încă șoptesc! Bunico, e foarte tare! Ce ai zis, dragule? Bunico, am șters-o de aici! Mult mai bine! Trebuie să-și dea mai tare volumul aparatului auditiv! Poate reușesc să mă uit acum! E totul ok, bunico? Îmi fac ceva de mâncare! Asta-mi trebuie! Ți se face foame când te uiți la un film clasic? Drăguț, poți să te grăbești? Ai zis ceva? Secretul unor ouă bune e să le bați! Durează! Nu aud sonorul! Bunico, gata! Așa mai merge! În sfârșit, pace și liniște! Oh, e prea mult soare! Nu văd ecranul! Nu o să meargă! Ah, ochelarii mei de soare! N-au făcut nimic ăștia! E tot prea mult soare! Salutare! Ok, a fost ciudat! Nu o să mă mai uit niciodată la asta! Stai puțin! Știu ce să fac! Am nevoie de cutia asta! E poziționată bine, așa că trebuie doar să-mi pun laptopul în ea! În sfârșit! Acum pot să văd totul! Ah! Ești atât de slab! Ia un fursec! Ok, mulțumesc, bunico! Să mergem! E timpul pentru o drumeție! Ta-da! Un lac frumos! Ah, cad! Nu! Sunt un delnearcă! Jared, ajutor! Betty, stai! Te salvez eu! Apa era așa rece! Oh, ești fleașcă! Uite, cizmele mele sunt pline cu apă din lac! Auzi, trebuie să-ți dai jos hainele alea, ude? O să-ți scadă temperatura corpului! Da, dar tot îmi e frig așa! Stai! O să-mi vină o idee! O să fac focul! Unde sunt chibriturile? Nu putem face focul cu niște chibrituri ude, Jared! Eh, poate merge să folosim altceva! Da! Folie de plastic! Asta o să meargă! Ok, mi-e așa de frig încât aș încerca orice! O să te înfășor cu totul în ea! O să te ajute, promit! Să nu uităm de partea trunchiului! Bun, acum o să tăiem partea din față! Vezi? Acum ai o geacă din folie de plastic! Wow! Chiar îmi ține de cald! Eroul meu! Iu, ce zi! Parcă e o saună aici! Trebuie să mă răcoresc!
partea asta nu merge. Aerul condiționat ar trebui să mă ajute. Nu cred că trebuie să se întâmple asta. Tipic. Trebuie să găsesc o altă metodă de a mă răcori. Atât de cald. Sunt amețită. Uci, o să-mi iasă un cucui. Visez? Trebuie să fie al meu. E perfect. Ce? E cald. Nu pot să beau suc cald. Of, trebuie să fie ceva în frigider. Serios? Nimic. Stai așa. Poate merge să folosesc punguțele astea. Cred că mi-a venit o idee. Merită să încerc. O să torn sucul în punguțe. Ușurel, nu vreau să vărs pe lângă. Cred că ajunge. Mă asigur că e sigilată bine. Apoi o să le pun în congelator. Acum trebuie doar să aștept. În sfârșit, aș fi vrut să mă fi gândit la asta mai devreme. Ce frumusețe! Mmm, un deliciu! Oh, da, ce bun e! Mmm, vreau mai multe! Aș putea mânca așa ceva toată ziua! Atât de fric! Trebuie să mă încălzesc! Nu-mi simt mâinile! E răcoare în dimineața asta! Poți să faci mai repede focul ăla? Uf, mă ocup imediat! Acum îi trebuie niște oxigen! Stai așa! Aproape s-a prins! Sunt sigur! Trebuie să mai suflu în el! Mă simt cam amețit! Jared! Ești bine? Mi-ai scuipat apă pe față? Da, leșinasei! Auzi, ia o pauză! De fapt... Da! Am o altă idee! Îmi trebuie două sticle de plastic pentru asta. Asta intră în cealaltă, uite așa! Ca să formeze niște foale! Vezi? Nu mai e nevoie de suflat! Uite, Jared, merge! Ha? Ce merge? Ah, uite, focul! Nu-i mare lucru, l-am aprins! Of, acum e cald, totuși! E timpul să ronțăi ceva! Nu-mi trebuie ochelari de soare înăuntru! Mmm, preferatele mele! O încântare! Îți gâdi lănările! Ce bune sunt! Trebuie să mă uit la ceva distractiv! Ah, n-am văzut clipul ăsta! Pare bun! Ups! Opa sus! Nu, iar! Ok, stai! Nici să nu te gândești! Începe să devină enervant! Ah, haide măi! Acum devine personal! Expiră! Pot să-mi folosesc ochelarii de soare! O să-i pun cu brațele în sus. O să fie pe post de suport pentru telefonul meu. Telefonul nu o să mai alunece acum. Ce drăguță ești, păpușico! Ia ceva dulce, scumpa mea! Nu, nu vrei să mergi la baie înainte să plecăm, nu? Nu! Hai să mergem! Ok, ok, ai răbdare! Ah, ce distractiv e! Yuhu! Ah, ce frumos e în aer liber! Să nu te îndepărtezi, scumpa mea! Oh, ce drăguț e! Îl vreau! L-am prins! Oh, miroase bine! Ups! Trebuie să merg la baie! Tati! Tati, avem o urgență! Eram sigur! Ok, vino cu mine! Grăbește-te! Trebuie să găsesc un tufiș sau ceva pe aici. Aha, perfect! Poți admira natura cât îți faci treaba. Nu cred. Ok, stai să mă gândesc. Știu, hai cu mine. Unde e?
Toti! Poftim! Glumești, nu-i așa? Nu! Gândește rapid, e treabă serioasă! Asta ar putea fi utilă! Știu! Mai stai puțin! O să pun găleata asta în portbagaj și capacul ăsta va fi un fel de colac de toaletă! Tronul e gata! Fix la timp! O să prind pătura asta aici ca să nu te vadă nimeni! Provocările vieții de părinte! Ups! Hei, grăbește-te! La 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 la! Ava! Ah, uite-o pe Madison! Da, încă stă! Habar n-are că sunt aici! Am un plan! Ce piatră frumoasă! Încetişor! Bau! Nu! Ochelarii mei de soare! De ce ai făcut asta? Ups, îi aduc eu! Încă puțin! Stai! Vezi și tu asta? Am nevoie de telefonul tău! O să arate grozav! Așa, continuă să mergi! Ce zici? Wow, ce poză creativă! Uite-te acolo! Ne gândim la același lucru? Trebuie să mă asigur că iau totul! Jared, întoarce-te ca să poți să pun asta în ghiozdanul tău! Să nu uit ouăle! Stai! N-o să se spargă acolo! Stai puțin! Cred că am o idee! E timpul să sparg câteva ouă! Pe toate, mai exact! Acum le bat nițel! Gata! Urmează o sticlă goală de apă! O să torn ouăle în ea! Așa! Nici n-am vărsat pe lângă! Și acum capacul! Perfect! Ouăle sunt pregătite de călătorie! Ce ciudat, Betty! Se pare că cineva nu vrea o omletă în excursia cu cortul! Păi, ai putea să folosești o șosetă! Poți să pui ouăle înăuntru! Vezi? Șosete cu ouă! Sunt un geniu! Ah, Jared! Stai să mi le bag în ghiozdan! Ok, suntem gata de plecare? Bun, cortul a fost montat! Mi-e cam foame acum totuși! Deja? Bine, o să pregătesc ceva! Uite tigaia pentru prăjit! Dă-mi ouăle! Le am chiar aici! Oh, se pare că am o problemă! Ha, ți-am zis eu că nu era o idee bună! Chiar că ai șosete cu ouă? Ce bine că mi-am adus și eu ouăle! Sunt în siguranță în sticlă! Uite, pot să le torn în tigaie! Oh, sunt gătite acum! Arată bine, nu-i așa? E timpul să mâncăm! Mâncarea e mereu mai gustoasă când ești cu cortul! Trebuie neapărat să mă tund! Mama, m-am plictisit! Aoleu! Bomboane! E goală! Vreau să mă distrez! Wow! Și eu pot să scot limba! Uite! Nu știu ce să zic de asta! Ce e asta? Arată interesant! Wow! Oare ce conține? Wow, ce tare! O să le folosesc pe toate! O să-mi lipesc unul fix aici! Ce tare arăt! Parcă ar fi tatuaje! Arăt super tare! Unde ai dispărut? Liam? Vin, mami! Când ți se par? Ce-ai făcut? Nu poți ieși afară așa! Trebuie să-ți dezlipești plasturii! Au! Nu, mă doare! Treci înapoi! Nu avem timp pentru asta! Lasă-mă în pace! Sunt prea bătrână pentru asta! Liam, vino imediat înapoi! Nu, nu fac nimic cu forța! Stai jos! Dă mâna încoace! Cred că știu ce pot să fac! Și n-o să-l doare deloc!
O să înmoi un bețișor de urechi în vaselină. Apoi o să frec plasturele cu bețișorul. Acum se va dezlipi imediat. Gata! N-a fost chiar așa rău, nu? Unde a dispărut? Și acum celelalte! Acum ți se vede fața frumoasă! Ok, hai să mergem! A ratat unul! Șt, rămâne secretul nostru! Mă bucur că ne-am văzut! O livrare? Pentru mine? Ok! Trandafiri? Mulțumesc! Vai, am un admirator secret! Cât de palpitant! E atât de romantic! Fă-mi o poză! Zâmbește! Cum arăt? Așa, stai acolo! Ce zici? Meh, nu sunt așa de bune! Ok, stai să încerc chiar! O să stau în câteva poziții! Ai un talent înnăscut! Ok, astea ar trebui să fie mai reușite! Nu... Bine, a treia oară e cu noroc! Ah, am văzut asta într-o revistă! Sunt suficiente! Ești mulțumită? Scuze, dar nu! Serios? Ar trebui să fiu plătită pentru asta? Camera mă adoră! Nu-mi spune! Ok! Am înțeles! Gata! Dă-mi florile alea! Pozează asta! Madison! Scuze! Poza? Ah. Stai să încerc ceva! Ăsta e un loc bun! Ok, haide! E ok? A mers! Wow, ce idee grozavă! O ador! Mersi, draga mea! Valea, Valea, plecați de aici! Trebuie să te dau cu niște spray repelent! Nu, e grețos! Unde pleci? Asta e, am încercat! Nene, nu mă prinzi! Ăsta e locul perfect pentru a mânca dulciurile! Ce carte interesantă! Mmm, ce moală e! Oh, nu! Plecați de aici! Mami! Lăsați-mă pace! L-am auzit cumva pe Liam? Nu, cred că mi s-a părut! Ajutor! Ia de aici! Acum s-au supărat! Mami, trebuie să mă ajuți! M-au ciupit în țarii! Sunt foarte răi! Nu-i bai, scumpule! Știu ce-ai de făcut! Ai nevoie de câteva picături din asta! O să o adaug pe manșete! Acum țânțarii n-o să se mai apropie de tine! N-o să te mai deranjeze? Gata, dă-mi un pupic! Căh, prefer să stau cu țânțarii! M-am întors și de data asta e ceva personal! Ha, ha, luați de aici! Woohoo! Hai să facem o poză de grup! Selfie! Suntem cam ocupați! Mă joc un joc! Haideți, prieteni! Ugh. Scuze, faceți-mi loc! De aici! Oh, asta e bună! Hei! Să mergem! Ce se întâmplă? Zâmbiți! Încape toată lumea! Apropiați-vă! Poate dacă mă dau aici? Ghemuiți-vă! Nu încap în poză! M-am plictisit! E ridicol! Prieteni, ce s-a întâmplat? Veniți înapoi! Aproape reușisem! Wow, ce lumină! Ah, am uitat ceva! O să las oglinda aici! E fix ce-mi trebuia! O să împrumut! Prieteni, veniți înapoi! Nu, iar! Ține chestia asta! Gata! Zâmbiți! Arată bine! Sunt așa multe chestii interesante aici! O, oh, ia uite! Mergem de o veșnicie! Sunt atât de plictisită! Wow, fascinant! Hei, Madison! Super! Da, să mergem! Ok! Uită-te acolo! Ce e?
e fabuloasă! Oh, da! Așa! Am nevoie de niște prieteni noi! Pozele astea vor fi grozave! Trebuie doar să nimerești unghiul perfect! Câte poze faci? Cum arată? Groaznic! Poate te ajut eu cu asta! Am nevoie de telefonul tău! O să torn niște apă pe asfalt! Cred că ajunge! Apoi o să țin telefonul deasupra băltoacei și o să fac poza! Cred că o să-ți placă! Wow! Ar trebui să faci o meserie din asta! E chiar reușită! Să mergem! Sperăm că aceste trucuri îți vor ușura viața! Ce trucuri folosesc părinții tăi? Răspunde-ne în comentariile de mai jos! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri utile!